În 1996, membrii Consiliului Parohial și Credincioșii Parohiei Poiana Lacului, împreună cu preotul paroh Năstase Constantin, au inițiat demersurile pentru construirea unei noi biserici din zid, mai încăpătoare și mai rezistentă. În luna mai a anului 1998 au debutat lucrările de construire în regie proprie sub coordonarea meșterului zidar Vlad Victor din Budeasa, cu implicarea enoriașilor și a altor oameni de bine. În data de 25 mai 2009, preotul Năstase Constantin a trecut la cele veșnice, în locul său fiind numit preotul Năstase Iulian Costel. Acum, la 24 de ani distanță de la demararea lucrărilor, lăcașul de cult a fost sfințit. La slujbă au participat numeroși credincioși veniți atât din parohie cât și din alte zone aflate în apropiere, dar și reprezentanții administrației locale, ctitori și alți invitați. Obișnuim așa să punem înainte problemele noastre personale. Iată că Iisus îi face această invitație, El o face de la început, de când ne-a gândit, El ne-a gândit pe toți, pe fiecare, să știți, separat. Nu ne-a gândit Dumnezeu la grămadă, ca la colectivă, nu. Ne-a gândit pe fiecare în parte, știm unde știm, știm de la amprentă. Amprentă, fiecare are amprentă. Și nu seamănă amprenta nimănui cu altcuiva. Deci acum sunt 8 miliarde de ființe omenești. 8 miliarde de amprente. Imaginați-vă, amprenta e la bunicul degetului. Nu știți asta, nu se spune la bunicul degetului, nu? Ei, imaginați-vă 8 miliarde de înfățișări pe o nimică toată. Asta e fantastic, da, miliardele care au fost înainte. Vreau să zic că și ne cheamă Dumnezeu pe lume pe fiecare, avem identitate pe fiecare și iată că aici s-a săvârșit un lucru foarte important ca să se zidească lângă biserica din vatra noastră românească, așa care trebuie îngrijită în continuare acolo, noi am văzut de mai multe ori, sigur că da, și iată că a dat Bunul Dumnezeu să vă bucurați aici. O biserică durează sute de ani. Sute de ani. Și ați îngrijit aici cu o deosebită delicatețe. Preotul Năstase Iulian, împreună cu preotul coslujitor Popescu Dumitru Laurențiu, a reușit să definitiveze proiectul început de tatăl său, cu sprijinul membrilor Consiliului Parohial, actitorilor principali și a enoriașilor. Pentru a răsplăti eforturile depuse de acești, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului le-a oferit celor doi preoți distincția de econom stavrofori. Că ziua aceasta se poate încadra la capitolul istoriei a comunei, a satului, dar mai ales a parohiei acesteia. A scrie istorie nu este ușor și a îndemâna un pui. Dar și așa, satul și comuna noastră nu cu lipsă de reperi istorice în negura îndepărtată a timpului. Iar acest lucru este dovedit la fiecare generație de iluștri înaintași care acum vorbesc în tăcere despre ceea ce au făcut, și au făcut, și au făcut. Înaltea Sfinția voastră, cuvintele mele nu pot exprima unde a ajuns mulțumirile pe care vi le datorăm pentru ziua aceasta plină de har, căci sunteți din nou în mijlocul nostru. Dumnezeu să vă răsplătească purtea pentru grija părintească și dragostea neîmpuținată arătată acestei parohii și să ne păstoriți mai departe, având sănătate multă și sporândată lucrarea. Un sprijin important la edificarea Bisericii Parohiei Poiana Lacului a venit din partea sponsorilor, a primăriei și Consiliului Local al Comunei Poiana Lacului, precum și a Secretariatului de Stat pentru Culte. Toți cei implicați au primit medalii și diplome de vrednicie. Consider că acest eveniment a fost unul dintre cele mai mari evenimente pe care le-am trăit în Comuna Poiana Lacului. Să sfințești un lăcaș de cult, un lăcaș de cult început de preotul Constantin Năstase, care acum cred că i s-a împlinit visul pe care l-a avut, dumnealui a decedat, dar cred că acum i s-a împlinit visul și cred că acum e mulțumit de ceea ce s-a întâmplat până la acum. Am plecat împreună și am ajuns la final să fim mai puțin și cel mai regretabil că nu mai este pentru noi Constantin Năstase, cel care a început, a pus bazele acestui lăcaș de cult. Cred că e cel mai important lucru care mi s-a întâmplat în ultima perioadă,
nu cred că poți să asisti ca primar sau ca edil să asisti în viață la un eveniment de acesta să nu trase marcat. Am rămas marcat de acest eveniment și sper că mai avem în lucru încă o reabilitare, sper să realizăm și pe aceea la caș de cult în dealul Vilor. Credincioșii din Poiana Lacului sunt bucuroși de faptul că au de acum o biserică frumoasă unde pot merge la slujbă în zi de sărbătoare. Mă simt extraordinar de emoționat în această zi de sărbătoare pe care o trăim toată comunitatea Poiana Lacului, alături de nearpreasfințitul Calinic și de toată suita pe care este înconjurată preoții din comuna noastră, din preoții din parohiile alăturate. Este un deziderat care îl așteptăm de 20 și ceva de ani. Este o bucurie a noastră, a tuturor. Este o bucurie a momentului pe care îl trăim. Astăzi, pentru noi, comunitatea Poianii Lacului, este o zi de lumină, de binecuvântare și de multă speranță înainte, având în jurul nostru atâția oameni minunați care ne-au ajutat la realizarea Sfântului Locaș acesta. Suntem, cum să vă spun, plini de emoție. Prima biserică a satului a fost construită din lemn în cimitirul parohial în anul 1790. Fiind nevoie de o biserică mai încăpătoare, odată cu mărirea numărului locuitorilor satului între anii 1885-1892, la inițiativa și cu osteneala enoriașilor și a preotului paroh de la acea vreme, a fost construită biserica veche a parohiei, cu hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva, nu departe de prima biserică din lemn. În timp, biserica parohială a beneficiat de mai multe reparații și consolidări în interior și în exterior. Întrucât biserica veche parohială începuse să prezinte evidente semne de degradare, s-a decis construirea bisericii care a fost sfințită acum.